Un grup de voluntari au susținut o conferință în fața elevilor, prin care i-a informat cu privire la metodele de acordare a primului ajutor, au prezentat istoria Crucii Roșii și au detaliat activitatea pe care filiala din Sălaj o desfășoară periodic. Însă aceasta nu este prima campanie de acest gen. La sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia Zilei Educației Non-Formale, voluntarii sălăjeni ai organizației Crucii Roșii au vorbit despre voluntariat în fața elevilor de la Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, Liceul cu program sportiv Avram Iancu, Liceul Tehnologic Voievodul Gelu și Școala Gimnazială Simeon Bornuțiu. Tot în decurs la aceste luni, pentru a marca Săptămâna Siguranței Rutiere, voluntarii sălăjeni au desfășurat o campanie de acordare a primului ajutor la Școala Corneliu Coposu din Zalău. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții organizației, ca proiecte viitoare se înscriu în campanii de informare prin școlile sălăjene pe care voluntarii intenționează să le organizeze periodic, activități la Centrul pentru Educație Inclusivă Speranța, unde voluntarii vor să organizeze săptămânal jocuri și activități recreative cu cei din centru, precum și implicare în proiectul demarat de Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai intitulat Dreptul Internațional Uman, prin care voluntarii vor învăța pe tinerii liceeni despre acest concept relativ nou în școlile sălăjene.